Vorbim despre cancerul la sân. E adevărat? Adevărat, este o boală covârșitoare, pot să-i spun. 1 din 8 femei fac cancer de sân, să nu mai spun câte victime face anual. Uite, la nivel global, aproape 1.700.000.000 de cazuri diagnosticate de cancer de sân. La noi, în România, undeva la 8.000 pe an. Și de aceea am invitat avem un invitat special pe doamna doctor Diana Moldoveanu, medic primar imagistică, să discutăm un pic de prevenția cancerului de sân. Pentru că pe cât de gravă este această boală, o putem preveni. Dar cum? Ce trebuie să facem? Pentru că sunt într-adevăr niște proceduri care trebuie respectate. Bună ziua și mulțumesc de invitație! Din păcate, cancerul la sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor și, așa cum spuneați dumneavoastră, 1 din 8 femei pe parcursul vieții va fi diagnosticată cu cancer la sân. Iar, din păcate, în România, 8.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer la sân anual. La noi în țară, datorită lipsei unor programe de sănătate, ceea ce ar include programe educaționale, controlele medicale regulate, screeningul, lipsa unui screening mamografic face ca diagnosticarea cancerului la sân să se facă într-un stadiu tardiv. Doamna 2/3 din cazuri sunt diagnosticate în stadii avansate. Noi, ca femei în România, avem o problemă de a ne privi propriul corp și de multe ori această zonă intimă nu facem ceea ce trebuie, nu ne uităm la acea zonă și nu luăm măsurile atunci când e nevoie, când simțim că ceva nu e în regulă. Da, prevenția cancerului la sân, și anume diagnosticarea lui într-un stadiu precoce, ar presupune vindecarea lui și el, dacă este descoperit într-un stadiu incipient, poate fi vindecabil în proporție de 95%. Ar presupune un diagnostic precoce, totodată terapie mai puțin agresive, mai puțin costisitoare și totodată intervenții chirurgicale mai puțin mutilante. Știm cu toți ce înseamnă cancerul: bani, parte de psihoterapie, pentru că este devastator pentru o femeie. Implică toată familia. Dar haideți să vedem ce le propunem telespectatorilor noștri. Ziceam de o parte demonstrativă, da? În așa fel încât fiecare femeie care se uită în fața televizorului să înțeleagă ce are de făcut. Și palparea este primul lucru pe care o femeie ar fi bine să-l facă atunci când vorbim de diagnosticare. Acum nu ne punem singure diagnosticul acesta, clar, dar putem sesiza nereguli, nu? Nereguli, da. Una dintre metodele de prevenție a cancerului la sân sau de diagnosticare într-un stadiu incipient este autoexaminarea sânului. Autoexaminarea sânului care presupune inspecția, și aceasta se poate face fiind dezbrăcată până la brâu, cu mâinile în șold, fie ele ridicate deasupra capului, și prin asta încercăm să observăm anumite modificări la nivelul tegumentelor, cum ar fi aspectul încrețit, gropițe, roșață, acel aspect de coajă de portocală. Și unde ar trebui să vedem zona respectivă? Acum că avem și zona respectivă este... Aici era, uitați, aici este acel aspect de coajă de portocală. Să insistăm așa un pic, poate putem să dăm așa ca un detaliu pe cameră. Deci ar trebui să examinăm această formă unde? O facem în fața unei oglinzi, la duș, seara, deci, dimineața, când e momentul? Autoexaminarea sânului se recomandă a se face începând cu vârsta de 20 de ani. 20 de ani, iubiți. Atât de precoce, aș zice. Exact, pentru că așa este bine, cu cât este mai devreme, cu atât mai bine, dar ca și recomandare, asta este vârsta de a începe să ne autoexaminăm, autopalpăm sânii. Autopalparea se face lunar, în primele 5-10 zile ale ciclului menstrual, asta la femeile tinere, iar la femeile care se află deja la menopauză, li se recomandă ca să-și aleagă o zi fixă, cum ar fi, de exemplu, prima zi a lunii. Deci e reținut, da? În această, cum să-i spunem, boală necruțătoare, nu există să fii prea tânăr sau nu există să fii prea bătrân. Să vorbim de cancer la sân la 20 de ani sau să vorbim după 60 de ani, iată, e la fel de crunt și la fel de vârsta de apariție a cancerului la sân cu o preponderență este între 45 și 65 de ani, dar poate să apară la orice vârstă. Am avut paciente și la vârsta de 19 ani diagnosticate cu cancer la sân, din păcate, și în ultimii ani este din ce în ce mai frecvent diagnosticat sub vârsta de 40 de ani. Bun, și să zicem că, așa cum spuneați, de la 20 de ani facem acest exercițiu de palpare. Arătați-ne cum. Există un anumit... se face cu mâna, cu degetul, în ce modalitate? Bun, deci autopalparea sânului se poate face în poziție verticală, fie în fața unei oglinzi, fie la duș, iar pentru femeile care au sânii voluminoși se recomandă de obicei să se facă în poziție culcat, plasând o pernă de partea, sub umărul de partea sânului care urmează a fi examinat. Autopalparea se face ridicând brațul deasupra capului de partea sânului care urmează să fie examinat, iar cu buricele celor 3 degete mijlocii de la mâna contralaterală, prin mișcări dinspre exterior spre interior, prin mișcări circulare, se începe palparea exercitând o ușoară presiune astfel încât să simțim întreaga suprafață. Noi, cunoscându-ne sânul, știm imediat când apar modificări. Ce ar trebui să simțim? De obicei, ceea ce se simte prin această palpare sunt niște denivelări, niște umflături. Care sunt dureroase, să ne speriem când dor sau când nu dor? Sau orice situație ar trebui să luăm măsuri? Cancerul la sân de obicei nu doare, doare doar în faze avansate. Dar facem această autopalpare pentru a ne cunoaște sânul și automat când am observat ceva trebuie să mergem la medic. De ce întreb? Pentru că sunt acei noduli care apar dureroși datorită cauzelor hormonale și pacientele totdeauna întreabă, e vorba de o boală rea, e vorba de cancer malign sau cancer benign sau nu este nicio problemă. Și atunci, de multe ori când aud cuvântul doar, înseamnă că n-am nimic, mai aștept până luna viitoare. Trebuie să lămurim acest aspect. Da. 90% dintre formațiunile pe care le găsim la nivelul sânului sunt leziuni benigne. Deci proporția de cancer la sân, a leziunilor maligne, este foarte mică. Și după cum spuneam, deci cancerul la sân doare de cele mai multe ori în faza avansată. Se mai întâmplă să doară atunci în cazul în care, de exemplu, ne-am lovit în locul unde avem formațiunea. Chiar dacă este o formațiune mică, este traumatismul și atunci de cele mai multe ori este ceva în neregulă. Sunt și femei, dar propriu zis, cancerul la sân nu putem spune că doare. Deci într-un stadiu incipient. Cum am observat ceva în regulă, în momentul respectiv să mergem la un specialist. Este singura zonă pe care o palpăm. Deci, v-am arătat metoda circulară. Da. Bun. Este metoda liniară, tot la fel. Și încercăm să palpăm întreaga suprafață a sânului, inclusiv aceasta de aici, șanțul inframamar. Deci, absolut întreaga zonă. Asta ar fi palparea liniară. Așa, pe toată suprafața, absolut pe toată suprafața sânului, da? Mergând, urcând până aici, sub regiunea subclaviculară. Unde simțim osul ieșit în afară. Așa, exact. După aceea ar mai fi palparea radială, începem de la mamelon spre exterior și tot așa. Astfel încât toate 3 metodele sunt de fapt complementare. De multe ori se poate întâmpla să scăpăm una dintre zone și prin asta evităm acest lucru. Cât de tare trebuie să apăsăm? Și asta este un... Deci trebuie să exercităm totuși oarecare presiune asupra sânului, nu într-atât încât să ne doară, dar... suficientă pentru a observa, pentru a simți structura sânului. Să nu uităm să palpăm tot timpul și regiunea axilară, cât și regiunea aceasta supraclaviculară. Sub braț. Oricum mâna este ridicată și trebuie să ajungem... Deci mâna este ridicată și trebuie să palpăm. Acolo e o stație cu ganglion și... Da, tot timpul, că toată lumea se sperie când li se spune că aveți ganglion sub braț. Absolut toți oamenii au ganglion sub braț, dar într-adevăr, în cazul cancerului la sân, aceștia reprezintă prima stație de metastază. Și din cauza aceasta, simțim o formațiune mobilă sau poate să fie fixă și... De obicei, bine, asta în funcție de stadiile cancerului la sân, ganglionii din axilă pot să fie mobili sau nu. Dar ceea ce observăm noi și ar trebui să observăm sunt acele umflături de nivelări. Tot la fel ca și la nivelul, ca și la nivelul sânului. În această zonă tot așa exercităm circular mișcările? Nu, aici în axilă apăsăm normal și încercăm absolut toată. Să nu ne fie frică. Da, să nu ne fie frică și facem asta pentru a ne cunoaște de fapt sânul. Nu înseamnă neapărat că trebuie să și descoperim ceva și recomand ca această autopalpare să se facă de obicei după ce s-a mers la un control medical, a efectuat eventual o ecografie, o mamografie, a fost palpată de către un medic specialist, atunci și ni s-a spus că suntem bine, știind din momentul respectiv că suntem bine și așa ne vom da seama în lunile următoare dacă apare ceva, pentru că în general structura sânului și mai ales la femeile tinere este destul de nodulară și avem impresia că simțim tot felul de noduli, ceea ce nu este neapărat... adevărat, nu înseamnă că există ceva. Ne palpăm lunar, spuneați, ca să ne cunoaștem mai bine organismul și să ne dăm seama dacă se întâmplă ceva modificări în organism. Pe de altă parte, ar trebui să facem controalele regulate, Controalele regulate pentru a fi palpate de către un medic specialist anual, iar ca și metode imagistice se recomandă ecografia la femeile sub 40 de ani și mamografia la femeile peste 40 de ani din 2 în 2 ani. Și dacă cumva riscul este crescut pentru cancerul de sân, pentru că am avut rude, mătușă, soră, bunică, probabil ar trebui să facem și un remene chiar dacă considerăm că noi o să scăpăm, știi cum se spune, mie nu o să mi se întâmple niciodată. Nu este adevărat. Da, exact. Din păcate, factorul ereditar există, factorul de risc ereditar există și se recomandă ca la persoanele care au în familie mamă, soră, bunică, ce au fost diagnosticate cu cancer la sân, să înceapă controalele repetate, regulate la medic cu 5 ani mai devreme de vârsta la care ruda respectivă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ca și metode imagistice de diagnosticare a cancerului la sân într-un stadiu incipient, rămâne mamografia metoda golden standard. Și asta pentru că prin mamografie, numai prin mamografie, se pot observa microcalcificări, microcalcificările care sunt de ordinul micronilor și în funcție de forma, numărul și dispoziția acestora, ele pot să ne indice prezența cancerului la sân. A trecut timpul foarte repede, subiectul acesta se poate dezbate cu siguranță ore în șir. Deci multe emisiuni ar trebui să facem pentru că cancerul la sân pentru femei e într-adevăr o boală foarte gravă și insist să se facă prevenția. Nu este greu, o dată pe lună, să ne uităm în oglindă, să ne palpăm sânul, o dată pe an, să mergem la medicul nostru ginecolog și să ne facă un control amănunțit. Și dacă trecem undeva, ajungem la vârsta de 40 de ani, să nu ne fie frică să mergem să facem o mamografie. Nu doare mamografia. Asta iarăși vreau să spun că e o metodă foarte simplă. Și dacă într-adevăr sunt cazuri în familie, mergem mai departe și poate facem chiar și un remene. Ideea este ca noi, ca femei, să avem grijă de noi, pentru că altcineva nu are cine.